No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie. Bă, că tot am terminat sezonul 2 și mâine m-am apuc de sezonul 3, m-am gândit, hai să filmez Prison Break, jocul Prison Break, Prison Break de Conspiracy, sau cum se citește în engleză, conspirație, mă rog, hai să dăm new game, difficulty, mai să-mi dezgupi niciun caz, fi și așa îi se zicea lui Scott Field în ăsta, hai să dăm direct pe Shark. Bun, hai să înceapă. Bă, vă spun de acum, am mai jucat jocul anul trecut, dar nu l-am terminat. Am făcut primele misiuni și după aia mi se pare că am instalat Windows sau nu mai știu ce. E mișto că la prima jucare, cum l-ai instalat, ai FPS-uri în draci. După aia îți framează dacă ai oprit calculator și pornești iar. Nu știu, așa am făcea. Ok. Hai să vedem cum e. Acum trebuie să mă prefac că nu știu cum începe jocul, dar oricum de terminat nu știu cum se termină. Ah, deci pleacă bulangiul ăsta de aici. Mamă, ce mișto se vede. Îmi place că în jocul ăsta, jocul e bazat pe primul sezon, care chiar este cel mai bun. Mă rog, din astea două care le-am văzut, primul sezon e cel mai tare. Adică, frate, se evadezi din cea mai păzită închisoare din Statele Unite, Fox River, mă rog, în serial, cea mai păzită din istoria a fost Alcatrasul. Numai vreo 3 bulangii au încercat să scape, și-au făcut o plută, s-au dus pe ocean, dar nu i-a mai prins nimeni. Închisoarea Alcatraz în Francisco, bun. San Francisco, ok, deci, noi suntem bulangiul ăsta, avem... chestia aia, asta ce-o fi? Mă, ce mișto se mișcă. Ok. Oricum, acum o să ajungem și noi la închisoare acolo în Fox River. Uite-l pe... ăsta... căcat îl chema. Bă, gamea, și am văzut și ultimul episod din sezonul 2 astăzi. Your subject is Lincoln Burrows. We framed him for the murder. Am uitat cum chema pe bulangiu ăsta. Ăsta e liderul companiei, The Company. E, în caz că nu v-ați uitat la serial, este cam așa. E o bandă de asta, mafiotă, conspirație, cheamă The Company, care au falsificat asasinarea unui politician, ca să zic așa, nu mai știu ce era. Băga mergi, dar uite repede unele chestii. Am uitat ce avea ăla, Standman ăla. I-au falsificat asasinarea, ca și au falsificat și toți au crezut că Lincoln Burrows, fratele lui Scott Field, personajul principal, l-a omorât pe ăla. Și Scott Field ce a făcut? A intrat în închisoare și a tatuat pe tot corpul schema închisorii de el și a tatuat îngeri, demon de-astea. Și dacă uiți atent, vedeți schema închisorii. Și a intrat în închisoare, s-a băgat la cei mai brei deținuți acolo, el ca să intre în închisoare a jefuit o bancă, a tras câteva focuri de armă în aia, era vin la Fox River și l-a ajutat pe frasă să scape. Și acum au evadat și abia am terminat cel de-al doilea sezon în care toți se întoarce în închisoare. Dacă vreți să vă las link de descărcare și pentru joc și pentru serial primele sezoanele, vă las în descriere dacă nu uiți. Lăsați și voi comentarii dacă vreți să... Uitați, acesta este Scott Field. Sincer, cred că tipul ăsta face tot... Ok, să începem. Unde e fu? Acum ne duce către închisoare. Se pare că suntem în autobuz cu Scott Field, dar nu o să prea avem treabă cu el. Noi o să avem alte treburi aici, mă rog, din ce am jucat eu jocul. Și aceasta este închisoarea Fox River. Deci în închisoarea asta toate scenariile posibile le găsești, de la mafie între gardieni și deținuți. Deținuți pe diferite clase. Revolte destule, poker cu, în bucătărie. Nu, serios, am văzut într-un episod ăștia aveau nevoie de bani ca să poată să cumpere o celulă, să le dea lor o celulă, în care a murit cel care era acolo, mi se pare. Deținutul acolo. Da, Fresh Fish. La deținuții noi se zicea Fish, mă rog. Hai că arată mișto Scott Field. E bună grafica în jocul ăsta, se aptește și mai bine. Totuși, da, hai că merge. Seamănă bine. Are privire. Gata, bă, vă luați la bătaie. Hai mă, atâta ne băgați acolo să încep și acțiunea la ăsta. Deja filmez de vreo 3-4 minute. A, vine și bulangiul de Belly. Cea mai mare jigodie posibilă din serial să îmi bag. Nu-l sufă Belly. Ok, hai că începe acum. Acum să ne bage prin curtea închisorii. Mă,
pe undeva sunt haltere, mai fac și o forță pentru că o să am nevoie să mă bat. Dar acum o să ne arate cum ne bagă în celulă. Bă, acum ne percheziționează. Hai mă, unde bulangerul de belic? Welcome to your new home, convicts. We're taking off your cuffs, but don't try anything cute. One false move and you'll do your time hog time. Sper să nu se ducă pe fundal cum trec țiganii cu căruța. Așa e la mine. Uite-l, bă, și pe bulangerul de belic. Mă, unde ce mișto l-au făcut aici? Hai, că n-a chef să mai vălu ăsta, fățău, nu poți dau skip. Skip, așa. Ok, acum ne bagă în celulă. You up the stairs now. Ok, hai da pe scări. Come closer. Close 39. Nu pot să trec, nu mă lasă. Sau bă, ăsta e Scottfield. Da, ăsta e Scottfield. Uite-l și pe uite-l și pe Sucre. You got a new friend. Make him feel at home. Din păcate cred că moare la Sucre. Bă, de ce am văzut în al doilea sezon? Bă, futu-ți Dumnezeu, mă, te-a... Ok, stai că trebuie să... Ok. Hai, click, 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 click. Ha, mă, că-ți dau click, dă-te în sânge. Trebuie să fiu atent aici. Click, click dreapta, așa. La jocul ăsta trebuie puțină tehnică totuși. Nu neapărat talent în shootere. Ok, hai că am scos de bulangiul ăla și ne bag aici. Și asta o să fie celula noastră. Avem și... Deci, cum ați văzut, chestia aia acolo este și budă și ghiuvetă. Cu chestia aia a scăpat Scottfield din închisoare. Că pe acolo vin conductele și dita mai tunelul. Ok, da, skip, așa. Da, vorbește acum. Vă îmi place, este exact... scen... Are chestia aia, translucitatea între scene. Îmi place că a băgat-o și aici. Ok. Să trecem la prima misiune. Instalarea. Installation, instalarea, instalația, mă rog. Da, hai că dau skip la astea că... Bun, hai să ne ce trebuie să facem. Văd că se bat ăștia aici. Hai să ne uităm la ei cum se bat. Așa, băteți-vă, dați-vă dreacu. Ia mă, care e acolo? Care văd că îmi dau seama. Nu îmi dau seama care se bate. Hai să vă chișim în freză. A, că i-a despărțit gardienii. Mă rog, aici trebuie să fie mereu gardien la dispoziție. T-Bag nu-i pe aici? Cel mai mare dracu dintre toți. Sau Abruzzi nu-i pe aici? Ok, hai să coborăm totuși. Ajunge când mă uit după ăștia. Poate am povestit prea mult despre serial, deși... Ok, eu trebuie să ies pe aici, așa e? Hai să fiu atent. Sau am voie să... am voie să trec, e bine. Aia sunt prizonieri, mă doare în bă... Hai pe aici. Pot merge pe aici? Nu? Nu mă pot băga aici. Aici e la dușuri, mai bine plec până nu mă fute vreun negotei în cur. Faceți-vă că n-ați auzit asta. Ok, trebuie să merg pe aici? Presupun că da. Sau... nu mă lasă. Perfect, e un zid invizibil care nu mă lasă să trec. Pe aici am fost, deci la dușul să nu mă duc. Că-s negrotei pe acolo, trebuie să apar vreunul. Hai pe aici, hai că pe aici trebuie. Ok, doi ăștia. Așa, ce vă uitați la mine? Ia dă-te, drec. Tu-i dau una. Poate mă iau acum la bătaie cu ăștia. Ok, și acum? Aici. Open. Mi se pare că acum mă pune să mă furișez undeva. Mă rog, e treaba de acum un an și ceva de când am jucat jocul. Și nici măcar nu l-am făcut, nici măcar jumătate din el. Primele misiuni am făcut pe acolo. Și după ce am reinstalat Windows-ul m-am apucat de serial. Am văzut doar primul sezon că l-am luat cam pe la sfârșitul verii. L-am terminat în ultimele zile înainte de școală. Și am zis, hai să nu mă apuc de sezonul 2 că mie că încep școala și nu o să mai dorm noaptea ca să mă la serial. Și chiar așa a fost. Hai bă, boss, mă lași pe mine să trec. Talk, așa, talk. Ok, gata. Să-l fac nervos pe T-Bag. O să fie greu, uite-l și pe bulangiu ăsta. Mă, până și ce are față de drogat. Sau psihopat, ce căcat a trebuit să fie. Da, mă, mi-a ajuns când m-am uitat la el. Da, mă, run pe shift. Hai să mă să-l nervez pe ăsta. I'm coming after you, T-Bag. I suggest you equip yourself with more than those two sticks of licorice. We'll see. Ok.
Oh, hai să ne luăm bătaie cu asta. Click dreapta așa. Enter. Și ai shift-ul. Hai să ne batem. Bă, futu-s Hristosul, mătii. Spuc! Muie, fraiere. Ia, ia de aici, bă, bă, bulangiule. Așa, blochează. T-bag, you just got your country ass a one-way ride to the show. Ah, the light begins to dawn. Gata, ne mai batem. Hai, mă, asta e bătaie, serios. Watch your back, milk chicken. Dacă ești milk chicken, puișoare de lapte, ce dracu, cum se droge milk chicken? Pui lapte, mă rog. Ia, care e ăsta? A, uite-l pe Franklin. Ok, hai să facem totuși puțină mișcare aici. Sau, unde e bodybuilding-ul? A, aici. Trebuie să fiu azi. Ok, deci bloc, băgam iaș. Da, nu prea am hai să mai încerc o dată. Deci, punch. Se dea mai mult, bun. Dă-i. Hai mă că am dat bloc, dă-te mă atunci. Da, hai că, ia să facem aici forță în schimb. Deci să mă mișc stânga-dreapta, ok? Cu mouse-ul. Balans. Hai, dă-te. Sper să nu se dă pe fundal. Ok, hai. Hai, bă, pula, nu mai stau să-l antrenez pe ăsta. Q, bă, dă, bă, Q. Da, hai că mi-a mult să antrenez aici. Nu mai antrenez nimic. Și acum, aici. Ok, deci se pare că sunt aici o mămâie, nu sunt bun deloc să mă antrenez. Ok, hai, deci trebuie să mergem la boiler. Mă furisez aici, parcă aș fi Nautilus. Ok, deci până acum nimic interesant, doar o bătaie cu un bulangiu. Hai că am început bine. Las că vedeți aici ce trebuie să mă furisez. Vă spun, o să vă placă jocul, mai ales dacă ați... Hai să vedem, e careva pe aici. Nu, hai să intrăm. Acum trebuie să fiu atent dacă mă vede bulangiul ăla. Ce zice? Da. Ok. Jump. Am fost aproape. Acum da, nu știu ce. Da, să nu fac zgomot. Asta o să fie. Opa, mai un bulangiu în partea aia. Focusează. Deci trebuie să ajung pe acolo. Ok. Deci pe aici. Deci nu pot să mă bag. Furișe să nu mă vadă ăsta. Ok, hai, up. Urcă. Climb. Hai că de aici începe strategia, hai, urcă. Ok, am mai făcut acum un achievement. Focusează, stai, zice să focusez. Hai să vedem unde. Deci trebuie să mă duc să iau, ce dracu ia, cocaină? Aia cred că e coca. Ok, ne băgăm pe aici. Sau trebuie să merg pe țeava asta, nici nu știu. Aha, pe aici trebuie să merg. Ok, deci, climb. Stai, urcă înapoi. Acum așa. Jump. Bun. Up. Jump. Hai cât de cât mă mai pricep aici la parcursul ăsta. Mă rog, nu parcurs, să mă furișez. Pull up. Hai cât de cât mai știu să mă joc aici. Dar să mă antrenez, sper că nu-s bun. Vă așa mare de ăsta, puturos ca mine caracterul. Mai trebuie să merg mult? Hai mă. Hai astăzi, înțeleg că e, dar totuși. Și să ne dăm jos. Jos, ok. Hai să luăm coca. Dă coca încoace. Cred că cocaină e. Da, cocaină cred că era după cum.
Pe să sar, aha, înainte. Hai, du-te, du-te, du-te. Dar e mișto că ăsta care suntem noi acum nu era în închisoare, cel puțin ce mi-am că am văzut primul sezon și nu mi-am să-l văzut pe ăsta pe aici. Asta sigur e adăugat de joc, adică poate am văzut eu acum un an primul sezon din care e făcut acțiunea la joc, dar nu mi-am să-i fost ăsta băgat acolo. E băgat, odată cu jocul. Ok, jump, ok, hop, acum în jos, sau, aha, aici, aici, și jos, ok, achievement-ul monkey, hai să, du-te, 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 hai bă, bulangiule, te vede, ok, și hai să ieșim acum. Bun, hai că am scăpat de treaba asta murdară, hai să ieșim de aici. Salut, bro, scufă. Da, 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 da. Am făcut o misiune, gata, m-am bine cu negrotei. Să-l caut pe Scottfield. Scottfield, unde ești? Where is... Aha, uite-l acolo. Uite-l și pe frac Subaru's, deși... Sunt frați, au nume familie diferite. Mișto. Nu prea am fost atent la detalii și acum acum e secvența aia care era și în, și în seria când s-au găsit cei doi. Hai mă, Skip, dă-te drecu. Să-l sun pe boss. Ok. Use. Gata. Hai aici. Stai, unde pula mea e? Aha, ăsta. Talk, talk, mă rog. Bla, bla, bla. Hala, Abruzzi. Mare mafios și ăsta. Tot se... Ambele sezoane îl vâna pe unul Fibonacci. Cum se zicea și tonul l-a prins. Ah, da, excelența aia când se iau ăștia prin la bătaie și acum mi se pare că o să tragă cineva de sus cu sniperul. Nu cu sniper, dar o să tragă aia de sus cu pușca, mi se pare. Săracul Scofield și-a bătaie acum. Așa și-a luat și la început. Stai, cu ce-l bate cu papă? Cu ce-l bate? Da, ce am? Tragă ăștia cu pușca. Șpoc! Gata, s-a potolit. Nu, n-am pușcat pe nimeni. Exact așa a fost și în serial. Hey, no fight! Da, ați văzut și cam cum se potolesc ăștia. Până nu tragi cu pușca, nu se potolesc. Hai să mai facem o bucată. Deci să fac un episod de vreo 20 de minute. Să vă arăt în mare cam ce constă jocul. Ați văzut ce... Totuși ce e mai important. Să fii... Să fii când mai stealth. Aici mai mult un pic de... Nu știu, stealth. Cam așa se zice la genul ăsta. Că strategie nu e. Unde trebuie să merg? La ăsta. Ok. Abruzzi, vino încă cu aia să discutăm ceva. Da, 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 da. Ok, am discutat cu ăsta. Hai la camera bodyguardzilor. E... Stai, pe unde căcan mă bag? Aici. Ăsta e bulangiu ăla de... Da, uite-l pe bulangiu de belic. Hai pe aici. Ops. Bun, nu m-a văzut. Și acum? Da, 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 da. Uite-l pe bulangiu de belic. Cred că o să intre aici, da, uite-l. Care asta? Nu-mi dau seama care-i. Talk to me. Abruzzi is still running his family from the inside. He gets coded letters about the weekly takes, the big scores. I can tell you what they mean. Aici închisoarea asta edita mai mafia să-mi bag piciorul. Și sper că nu s-au zis cum a trecut ăsta cu mașina. So, I'm still good here. As long as you keep feeding me the good stuff, ain't nothing gonna happen to you. Hai mă, odată. Mă, dar ce față de bulangioare belică ăsta, nu pot să-l sufăr. Gata, hai să ieșim. Bellic is pumping teeth in exchange for protection. I've got to get my hands on that letter. Ok, să mă duc pe Bellic.
Q. Bun. Ce parte s-o fi dus asta? Hey, where'd he come from? A, uite-l aici. Lewis, you going up to admin? Put this on my desk. No problem. Trebuie să intru aici. A, acum trebuie să mă... Bă, nu pot să închid ușa asta. A, nu se închide. Hai mă, nu se închide ușa, nici dacă fug așa în ea. Nu, nu se închide. Asta e but... Nu, nu e butoi de bere. Hai, desfacem șurubile. Acum e ușor, dar... Nasol că după aia o să trebuia să fac supresiune. Ok. Hai să vedem unde ne bagă. Deci astea sunt tatuajele care le are Scottfield. Deci, nu știu cum, dacă te uiți mai atent. Seara, dacă te uiți mai atent. Era schema închisorii, cum și-a făcut ăsta tatuajele. Hai să fiu atent aici. Aoleu, bagă-te, bagă-te. Vine unul încoace. O să trebuia să mai stau multe episoade așa, ascuns în dulap. Ok, hai că ăsta pleacă. Pleci și tu astăzi. Ok, aici și-a făcut cafeaua și pleacă și bulangiul ăsta. Gata, putem ieși. M-am băgat în ventilație, mișto. Bă, dar nu s-o rupe țevile astea subțiri? Hey, Becky. Hey, Louie. How are you? Easy like a truck stop hooker. Can I help? Asta nu-i bulangioica aia care a devenit președintă. E, dă-te în la seamă, tii, atunci. Da, e nașpa că poate unii... Aoleu, sări, așa, bun. E nașpa că poate unii nu v-ați uitat seria și nu prea știți despre ce este vorba aici. Am încercat să vă povestesc, dar am un talent să povestesc chestii. Parcă aș fi Klaus Iohannis în banc. Ia. Trebuie să fur asta. The warden. Băgam iași. Primul fail dat. The warden. Baby, right now, right here. Ok, hai că am luat asta. A, ba, nu e care a ajuns președintele Statelor Unite. E altă bulangioică. Ok, hai că am luat pachetul ăla. În caz că nu prea vă place jocul, v-aș recomanda să vă uitați la serial. Dacă vreți, scrieți în comentarii și vă las link-ul de unde să vi-l descărcați. Acum sigur trebuie să mă bag aici, nu degeaba mi-am pus dulapul. Sau nu? Nu s-a dat ăla, nu știu și nici nu-mi pasă. De aici? Ok, trebuie să mă urc acolo. Ok, acum camerele supraveghere. Asta e zona în care acționează. Trebuie să mă urc în partea asta. Hai că acum e ușor. Get up. Hai, urcă. Intrat aici. Bun. Climb. Stai, mă urc înapoi. Ah. Hai, mă, intră. Ok. Bun, e bine că n-am mai trebuit să deșurubez șurubile alea. Aha, trebuie să mă sui pe astea. Așa. În sus.
Urcă din nou. Ai. Trebuie să intru elevator. Ăla nu se traduce lift. Hai că văd că nu e nimeni aici. Hai, du-te. Ok, jos, jos. O, vine liftul. Ia trebuie să fac ceva. În loc să dau click, am dat space frumos. Ok, deci click. Ok, hai că am făcut bine. F sau E trebuia să apăs, n-am fost atent. Ok, du-te, du-te, hai, împinge. E! Te-ai prins, bun. Ok, du-te în jos. Iarăși du-te în jos. Bun. Așa, trebuie să fii atent cu click-urile, cum să le faci. E vorba să faci o de asta. Să ies dracu de aici, deci. Ah, frumos, am găsit un bug. Mișto bug-ul. Treci prin podea. Hai că am găsit primul bug. Bug. Ok, acum mai să fiu atent. Intră aici. Ok. Asta o să vină acum pe aici. Presimt asta. Da, uite lanterna. Dar bine că îmi bagi lanterna în ochi. Să văd pe unde trece. Hai că a trecut. Ma, așa cum trebuie să la trecânii vecinilor. Opa. Ok, are lanterna pusă în direcția aia. Hai, întoarce-te. Te mai uiți mult. Ai, bă, futu-s. La limită. Ok, hai că am scăpat, bun. Hai pe aici. Ok, hai că nu-i nimeni. În sus, deci. Poate n-ar trebui să merg cocoșat așa. Aha. Ok, intră. Bine că nu mai pun să rubez. Și, hai că am mai făcut aici o misiune. Ia mă, de cât timp filmez, că am telefonul aici lângă mine. Hai de capul, deja e și jumate și am început pe la și 5 filmarea, mă rog. Hai că s-a buguit. Frumos, hai că am găsit și un bug. Eu acum nu țin mâna pe nimic și ăsta, ia uite așa merge. Mă rog, hai că am găsit două bug-uri până acum la jocul ăsta. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câtul cap în gură butoanelor de sub videoclip. Scrieți comentarii dacă vreți să vă las link-ul descărcarea serialului și cam atât. Ciao, les!